ne-am întors alături de Adriana. Adriana, hai să revenim puțin. Ai plecat acolo, căsătorită fiind, cu soțul tău. Mai întâi ați stat în România o perioadă? După căsătorie, el a stat în România 3 luni, atunci în 2003. A trebuit să se întoarcă pentru că nu îi se prelungea viza aici. Și eu am putut să mă alătur lui în Arabia Saudită la 1 an și jumătate. Dar înainte de căsătorie, cât ați stat pe aici? Împreună? N-am stat împreună. Deloc? Nu. Nu. Adică păi și atunci, dați-mi voie să pun o întrebare, pentru că da. Eu nu înțeleg. Da, da. Așa. Cum v-ați băgat în povestea asta? V-ați cunoscut pe internet, asta am înțeles. Fără să vă uitați ce înseamnă Arabia Saudită, ce drepturi au femeile, ce se întâmplă dacă vă duceți acolo. Da. Pentru că, da. Să mă ierte bunuțul Dumnezeu, dar trăim într-o lume în care ai acces la toate informațiile posibile și poți să știi dinainte în ce te bagi. Bine, poate... Eu pot să vă răspund. Mai era și diferența ta de vârstă, el avea doar 21 de ani. Mă rog, asta... 21, diferența de vârstă de 14 ani nu este o problemă la ei. La noi probabil că este, e și este. La ei nu este pentru că profetul lor, prima lui soție, a fost mai mare cu 15 ani decât el și atunci e ceva așa, mă rog. Dar nu e de preferat, adică nu vreau să spun că se preferă tot neveste tinere și nedivorțate. Ca să vă răspund dumneavoastră, în 2003 internetul avea suficientă informație, dar nu chiar cât este acum și vreau să vă spun că chiar și acum, dacă o să căutați, numai dacă știți, de exemplu, că ați auzit acum de la mine că acolo există poliție religioasă, numai așa puteți să căutați informații despre, dar altfel nu găsiți. Pentru că nu vă dă până cap. Eu deci, cred că în scurt, nu v-ați gândit să vă uitați să vedeți unde vă duceți. Eu m-am uitat la informații despre Arabia Saudită și tot ce am găsit, că este o țară care urmează strict islamul, în care femeile sunt protejate, în care... Păi, asta am găsit. Bine, dar acum noi trebuie să generalizăm, pentru că noi nu putem să comentăm și să generalizăm, să punem eticheta pe o întreagă cultură, exact, sau pe o țară, din cauza că s-a întâmplat aici un caz particular în care noastră aveți de suferit. Eu sunt convinsă că sunt foarte multe românce sau creștine măritate cu saudiți și cu care căsnicii fericite cu mulți copii, sigur, și așa, sigur, mai departe. Există, hai să o luăm atunci concret. Când ați mers acolo, a trebuit să fiți îmbrăcată, la fel să fiți acoperită, că nu mă gândesc că nu v-ați dus așa la familia lui. Sau familia nici n-a vrut să vă cunoască. Nu, n-au vrut să mă cunoască, dar... Și unde? Stăteați într-un hotel? Da, zis hotel. V-am zis apartamente mobilate, uh-huh, cu ziua, uh-huh, cu săptămâna. Uh-huh. Cu... Și la fel, n-aveați voie să ieșiți neînsoțită decât, adică doar cu soțul dumneavoastră, nu puteați ieși singură. Da, da, da. Dar exista posibilitatea ca soțul să accepte să ieși? Și dar îți trebuia o hârtie scrisă de el că... Bun, pe fetiță totuși ați născut-o în România. Nu, n-am născut-o în România. Am stat ultimele 2 trimestre de sarcină în România și înainte cu 4 zile să se nască am aterizat la Riad. Dar cum de va da voie să mergeți cu avionul când trebuia să nașteți? Că nouă nu ne mai dă voie. Din luna a 6-a... Cam gata, mai ales zbor atât de lung. Da, vreau să vă spun, eu atunci, în perioada sarcinii, eram otova, deci nu puteai să-ți dai seama. O fi vreo femeie obeză, o fi gravidă, dar cred că nu te gândeai că aș fi putut fi gravidă. Și cu toate astea ați zburat 4 zile înainte să nașteți, da, și ați născut-o acolo. Da, am născut-o acolo. Dar eu totuși am o întrebare legat de chestia asta, Mirela, știind că familia nu vrea să vă cunoască, acolo, da, nu vrea să vă să te cunoască, că... Nu i-ai văzut, nu știa, el ți-a spus atunci că ești acceptată sau nu ești acceptată? La da, moment. Da, inițial, da. Ok, ai venit, ai stat aici în România și te duci totuși să naști acolo. Nu înțeleg ce te-a făcut să te duci totuși acolo și să nu rămâi aici. Adică să pleci din nou acolo unde nu erai acceptată. Ei nu te voiau, dar tu nu stăteai separat. Asta-i puțin să o luăm, întrebare, da, răspuns și imediat. Da, e o întrebare care probabil trece prin cam multora. Când ai o relație foarte bună cu un partenerul de viață, faci lucrurile astea, adică compromisuri. Eu nu trebuia să practic nici neapărat să fiu acceptată. Bineînțeles că era ideal să mă fi acceptat familia, dar sunt multe cazuri în care familia nu l-a acceptă, ori pe el, ori pe ea, dar ei totuși se înțeleg. Acum, faptul că m-am dus acolo, noi am considerat că
la nașterea unui copil e cel mai important să fie părinții alături și noi v-am spus. Dumneavoastră aveați încredere în el. Da, aveați încredere. Aveam, sigur, îl iubeați, vă simțeați iubită, respectată în acel moment când v-ați dus să nașteți acolo și să porniți o viață. Foarte multe femei fac lucrul ăsta, adică nu văd de ce ar fi. Dar eu vreau să vă întreb așa. E tot o țară cu o cultură diferită până la urmă. Dar n-are de unde să știe omul când este îndrăgostit și mai ales că el... Scuze-mă, Andrei, o secundă. Din câte am înțeles la pauză, era inginer, artist, avea o certă cultură. Oamenii ăștia știu să pună problema și ți-a dat niște asigurări. E mai greu de condamnat că ai luat o astfel de decizie. Dar întrebarea mea este, cum vă simțeați când știați că trebuie să ieșiți doar cu el afară sau trebuia să aveți hârtia aia scrisă de mână, fiind o persoană care vine din România și unde putea să ieșiți din casă oricând, la orice oră, fără niciun fel de problemă? Da, mie mi se pare clar puțin... că simți un disconfort, adică era normal măcar să pot să mă duc să cumpăr o pâine, de exemplu, sau asta, dar pentru că relația era foarte bună și el își sacrifica din timpul pe care trebuia să-l aloce, de exemplu, la ce făcea el în particular sau asta, el îmi oferea timpul lui și nu simțeam eu restricția. Era iubire, Andrei, la început. Da, era o relație funcțională. Ca atunci când relația e disfuncțională și nu. Dar vezi că iubirea poate să existe și în colivie și de asta încercam să înțeleg contextul, pentru că până la urmă ești o persoană care acceptă niște restricții. Alea sunt totuși restricții în momentul în care tu vii dintr-o țară unde n-ai nicio problemă cu chestia asta. V-a explicat despre aceste restricții înainte să... Adică v-a avertizat, v-a spus, uite, când ne ducem acolo, așa este situația, trebuie să ne conformăm și uite ce va trebui să faci tu. Tu va trebui să ai acceptul meu sau să-ți dai un bilețel și nu vei putea să ieși din casă. V-a spus lucrurile astea? Eu am avut acceptul lui, da, scris, da. Nu, dacă v-a spus el înainte să plecați, că ce o să se întâmple acolo. Deci v-a pregătit cumva. Da, și ați fost de acord. Nici asta nu era un impediment dacă relația mergea bine. Da, mi se pare că punem un accent mult prea mare pe o anumită culpă, să zicem, a neinformării sau așa, în cazul ăsta este problema foarte... este alta. Exact. Hai să vedem când au început problemele. Problemele au început când el a vrut să se însoare, deși era era însurat cu tine conform legii saudite? Nu. Dar era însurat cu tine conform legii românești. Da. De asta el a vrut să se însoare cu o marocancă, dar n-avea bani. Și te-a pus pe tine să faci rost de bani, să vinzi casa, să faci orice, ca să-i dai lui bani să poată să-i dea viitoarei lui neveste. Nu i-ai dat banii, acea fată s-a măritat cu altcineva și de atunci a început practic și mai tare agresivitatea lui la adresa ta. Da. Fetița exista atunci? Păi asta s-a întâmplat în 2012. Fetița avea 6 ani și... Când el vrea să se însoare? Da. Deci la ultima noastră vizită în Arabia Saudită am aflat lucrurile astea. Am înțeles. Tu erai acolo cu fetița de câți ani? De 3 luni venisem. Bun, și dacă tu nu erai măritată cu el acolo, dar aveați un copil cu dublă cetățenie? Acum se pune problema și cum a putut să obțină Hana, cum i s-a acordat cetățenia. Da, cum i s-a acordat... lucruri foarte misterioase aici, pentru că Arabia Saudită nu acceptă dubla cetățenie, Arabia Saudită nu acceptă nimic, absolut niciun act și niciun contract și niciun tratat internațional și asta care încalcă islamul cât de puțin. Și dacă tu nu erai măritată cu el conform legii de acolo, cum de puteai să-i faci un copil și să fii cu el peste tot? Păi cred că... Și să ieși cu el ca și cum erai soția lui. Că asta mi se pare iar ciudat. Da, adică cred că e ilegal acolo sau este împotriva religiei să fii în concubinaj, nu? Dar să fac compromisuri, știți? Aha. Adică autoritățile. Și astea le-au făcut în baza faptului că avea un frate polițist și avea niște conexiuni. Nu mai au un frate polițist. Dar sunt speculații, oricum nu putem ști. Nu neapărat. Cel mai numeros trib din Arabia Saudită, el face parte din ăsta și toți sunt cu grade prin armată, prin poliție, prin asta. Deci presupun că așa... Dar întrebarea mea, știți care e? E una și mai interesantă și Mirela a punctat bine acolo. Da. Deci dumneavoastră legal acolo nu erați căsătorită cu el. Că nu erați, Ba, într-un fel eram, știți de ce? Pentru că primisem viză de intrare și de reședință în Arabia Saudită pe baza actului civil de căsătorie românesc pe care ei spun că l-au recunoscut. Și el la un moment dat, când copilul deja avea 6 ani și ceva, vine și vă spune că vrea să se însoare. Ce reacție ați avut atunci? Ce ați vorbit cu el? Mai mult decât atât, să vă ceară și bani.
da. Ca el să se însoare. Să se ducă la soția, e ca și cum eu aș fi căsătorit, m-aș duce la soția mea și ea spune, știi ceva, eu vreau să mă căsătoresc, dă-mi și mie niște bani, vindeți ceva, nu știu ceva, cum vine? Vreau să mă însor cu alta. Da, cu alta. Înțeleg. Deși sunt cu tine însurat. Cum ați reacționat la asta? În momentul în care a anunțat-o că s-a terminat. Păi atunci a fost șocul, da, nici nu știi cum să reacționezi în situația asta. Eu... Mă rog, am fost de acord în sensul că i-am zis, domne, da, eu nu mă opun, pentru că nici nu mai sunt la vârsta la care să fac cei 5 copii pe care ți-ai propus, minim 5, că așa era, așa, vreo minim 5 și eu nu mai asta. Și atunci nu pot să mă opun, dar trebuie să divorțăm pentru că după certificatul de căsătorie românesc, bigamia nu este permisă. Da, dar el cum de avea custodia asupra copilului dacă voi nu erați acolo căsătoriți legal, conform legii saudite? Cum a obținut custodia? Da. Păi el a obținut custodia în momentul în care am fost eu în detenție. A. Pentru că m-a amenințat cu biciuirea și cu decapitarea. Dacă nu semnez că renunț la custodie. Tu ai semnat că ai renunțat la custodia copilului. Da, eu am semnat copilului. În timpul detenției, da. De asta ți-e greu acum. Detenției? În timpul detenției, da. Fără proces, n-a existat un proces, adică n-a existat acuzații. Adică cum a fost? A venit cineva la dumneavoastră? A venit poliția religioasă, doi polițiști religioși, m-au luat pe mine și pe Hana din parc, ne-au dus în curtea penitenciarului de femei. Acolo aștepta el cu fratele lui polițist, mi-au smuls pe Hana din brațe și pe mine m-au băgat în... Deci, tu ai făcut detenție pentru că umblai neînsoțită pe stradă. Uh-huh. Ai spus situația ta și n-a contat. Ai fugit la ambasadă, n-a contat. Ai stat 51 de zile în detenție pe baza acestui fapt. El ți-a luat fetița și te-a pus să semnezi că tu renunți la custodie. Păi tu mai poți face ceva în situația asta dacă tu ai renunțat sub semnătură la custodia copilului? Dar eu știu că și legislația și bunul simț ne spun că atunci când ești sub asemenea presiune... Dar cum au venit și m-au spus vă decapitez? Dar acum, dacă nu vreau... Pe mine mă interesează cum anume pot să obliga pe cineva... Eu nu înțeleg. Da, ziceți-mi cum se întâmplă acolo cu poliția asta religioasă. Deci eram în penitenciar, a doua zi dimineață m-a chemat un ofițer de acolo și mi-a spus, doamnă, sunteți liberă să plecați. Noi ne-am interesat la guvernoratul Riad de situația dumneavoastră și există circumstanțe atenuante pentru situația în care vă aflați și să plecați. Dar și v-a lăsat să plecați din țară? Nu, nu m-a lăsat să plec din pușcărie inițial și zic, unde-i ușa? Vă dați seama că eu zic, hai să plec. Zice, potrivit regulamentelor din penitenciarele noastre, soțul dumneavoastră trebuie să semneze documentul de punere a dumneavoastră în libertate. Ok, și cum a fost cu asta, cu semnarea actului? Spuneți-mi, cum v-a putut obliga? Cum v-a obligat? Păi prin faptul că nu puteam să ies de acolo. Eu am văzut acolo femei care stăteau de 4 ani pentru că refuzau să semneze. Am văzut soțul... o femeie care își pierduse mințile. Deci soțul a constrâns-o să semneze că renunțe la custodie ca el să-i dea ieșirea din închisoare. Și altfel el nu semna. Fără semnătura lui, ea nu ieșea. Poate fi demonstrat? Puteți demonstra că ați fost forțată să semnați? Ce greu e, nu așa? Eu întreb. Da, eu pot să demonstrez că semnătura mea s-a dat în timpul detenției. Asta cred că sunt niște chestiuni mai mult de instituții și așa. Pe mine m-ar interesa foarte mult de când ați mai văzut copilul și ce înseamnă pentru o mamă lucrul ăsta. Și cum vă zbateți în asemenea sentimente de atât amar de vreme. Păi încerci să reziști. Încerci de câți ani ați mai văzut? De 5 ani. De absolut deloc. Doar pe... Numai puțin, pentru că vreau să vă spun, mi se comunică în acest moment că Ministerul Afacerilor Externe s-a autosesizat astăzi și că va reveni, voi primi eu în foarte scurtă vreme, un comunicat din partea lor. Este un comunicat informal, dar vor face și unul oficial prin care vor să înțeleg, să dea câteva explicații pentru că ei cunosc acest caz. Băi, ei cunosc acest caz, cunosc faptul că șantajul și amenințările în timpul detenției s-au exercitat de consulul României la Riad, nu de către tată personal. Cum așa? A venit consul în schisoare și v-a spus semnați dacă nu veți pleca de aici? Doamnă, nu mă mai puneți pe mine să vin pe drumuri, că mie nu-mi place să umblu în pușcării. Semnați că altfel vă spălați pe cap cu sauditul, că poate să vă biciuiască, zice, mi-a spus să vă transmit 200 de lovituri de bici
în piața publică. Dar chiar așa se întâmpla lucrul ăsta? Adică se biciau femei în piața publică ca, de către poliția religioasă? Nu neapărat în piața publică. Se biciau pe unde se hotărea să se biciuiască. Și se decapitau. De exemplu, era suficient să te acuze de vrăjitorie. M-ați înțeles? Cum demonstrezi tu că nu ești o vrăjitoare? N-ai cum să demonstrezi. Adică încă se întâmplă așa ceva acolo? Dar oricum acuzația pe care o faceți e una foarte gravă la adresa consulului României. Păi da, Ministerul de Externe cunoaște. De asta nu s-a făcut nimic timp de 5 ani de zile. Ați avut vreo probă împotriva consulului României ca să spuneți că el v-a forțat? V-a spus, hai să scapi odată de aici, semnează că renunți la copil. Păi actul pe care l-am tocmit. Declarația de renunțare. Dacă nu mai aveți custodia, iată, îmi vine și comunicatul de la Ministerul de Externe. Dacă dumneavoastră nu, este un comunicat informal, de aceea nu-l voi citi integral, doar voi picui câteva lucruri. Spune așa, precizări mai cu privire la asistența consulară oferită doamnei Adriana Al-Otaibi de către secția consulară a Ambasadei României la Riad. Reprezentanții ambasadei au asistat-o pe mamă în mod repetat în relația cu autoritățile saudite, poliții, instituții medicale, judecătorie, unde consulul român a însoțit-o și i-a pus la dispoziție un translator. E adevărat? Nu e adevărat. Nu e adevărat? Nu e adevărat. Nimic nu e. Spune așa că ei, cei de acolo, au refuzat translatorul și au dorit propriul lor translator. Nu, mi s-a oferit translator de la tribunal, la custodie. Asta spun ei, conform legilor locale. Ei n-au vrut să accepte un translator din partea noastră. Eu nu știu dacă au vrut sau nu, ei mi-au oferit un translator. Am înțeles. N-am văzut pe nimeni din de la informațiile ambasadei rezultă că mama a formulat o declarație de renunțare la custodia copilului chiar în fața instanței, anterior declarației similare preluate de consul. Da, e adevărat, tot în timpul detenției. Ade, stați o secundă, deci au fost două renunțări. A fost una pe care ați făcut-o dumneavoastră și după aia a mai fost a doua. Da, una în tribunalul Sharia. Când păi și acolo în tribunalul ăla, de ce ați renunțat? Păi tot în motivul că dacă erați eram liber în detenție... Încă? Nu. Nu, deci nu. După ce a semnat prima renunțare, deci nu v-au dat drumul. Eu am fost arestată pe 12 iunie. Pe 18 iunie era programat sentința de custodie. N-am participat la termenul ăla pentru că eram în penitenciar. Pe 7 iulie am fost dusă cu cătușe la mâini și lanțuri la picioare la tribunalul Sharia, unde judecătorul m-a întrebat, așa este că renunțați la custodie? Și am arătat cătușele. Ai zic, spus da ca să scap. Ai scăpat de... Ai semnat că nu mai vrei custodia asupra copilului. Am semnat că renunț la custodia Hanei. După 4 zile, pe 11 iulie, s-a prezentat din nou consulul la penitenciar. Și iar ai semnat. Și a zis, trebuie să semnați și în fața mea, că a cerut soțul. Înțelegeți? Ca să fie cum ar veni și în fața autorităților române. Păi și de ce? O renunțare. După aceea ți-au dat drumul. După ce ai semnat de două ori în fața fiecărei autorități. A mai trecut un pic, vreo două săptămâni și mi-au dat drumul. În urma intervenției ambasadei, interdicția de părăsire a teritoriului Arabiei Saudite de către cetățeana română, dispusă inițial de autoritățile locale, a fost revocată, astfel încât aceasta a fost repatriată. Așa, de ce a avut interdicție de a ieși pentru de pe teritoriu? Pentru că am cerut-o eu. Ca să nu fiu expulzată. În Arabia Saudită nu poți să intri cu viză de intrare și nici să obții viză de reședință decât dacă ai un sponsor saudit. Sponsorul saudit este ori angajatorul, dacă ai contract de muncă, ori soțul, dacă ești căsătorit. Deci, soțul meu, de la momentul abandonului nostru, el s-a dus și a cerut emiterea vizei finale de ieșire pentru mine. Din momentul respectiv, eu eram pasibilă să fiu dusă la aeroport și expulzată. Cu Hana unde rămânea? Vă dați seama. Și atunci eu m-am dus la departamentul de pașapoarte să mă interesez care e situația și cum pot să fac ca să mai rămân până se rezolvă cu custodia, știți? De la pașapoarte m-au trimis la guvernoratul Riad, unde am făcut o cerere. Eu am documentele la mine. Bun, am înțeles. Da? Să nu fim prea tehnici, ca nu să înțeleagă lumea. Cererea a fost făcută de mine, deci, să nu fiu expulzată. Nu există autorități în Arabia Saudită care să treacă peste cererea soțului de viză de finalizare. Bun, final și cu toate astea, înțeleg, ministerul a reușit să vă repatrieze. N-a reușit nimic, ministerul, eu m-am repatriat. Stați. Știți cum e? Haideți să vă explic. Nu avem timp acum, ne spuneți după pauză, pentru că mai avem câteva explicații aici din partea ministerului, o să le ascultăm imediat. Și vreau să ne lămuriți asupra câtorva chestii. Dacă nu mai aveați custodia asupra copilului, dacă acolo nu erați căsătorită aveam conform... Aveam custodia copilului. Pe renunțaseră de două ori înscris.
în penitenciar. Da. De la penitenciar am părăsit direct Arabia Saudită cu primul zbor către România, am adus consulul. Deci, da, dar ei s-au bazat pe această semnătură a dumneavoastră că nu mai aveați custodie. Cred că pe asta au mizat. Da, da. Și acum, dumneavoastră, chiar dacă aveți o fetiță cu dublă cetățenie, și română și saudită, o vreți înapoi. De ce nu vi se dă și de ce nici măcar fetița nu este iubită? Spuneți că e agresată de toată familia. Asta este întrebarea. Vom afla după publicitate.